Ponderea autoturismelor electrice și hibride a ajuns la 5,7% peste nivelul din intervalul similar al anului trecut când aceasta era de 4%. Din ianuarie până în aprilie 2020 au fost cumpărate 1822 de autoturisme ecologice, mai multe cu 4,6% comparativ cu primele 4 luni din anul precedent, perioada în care s-au înregistrat 1742 de achiziții. În acest context, cu un început favorabil, este de așteptat ca în fiecare an achizițiile de autoturisme verzi să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind în mare măsură stimulate de programul Rabla Plus. Programul a avut o contribuție importantă la creșterea semnificativă a vânzărilor de autoturisme electrice în perioada derulării primului program multianual 2017-2019 și care și în acest început de an 2020 are un impact favorabil odată cu demararea unui nou program multianual pentru perioada 2020-2025. Au declarat reprezentanții APIA. Datele centralizate de APIA evidențiază faptul că majoritatea autoturismelor prietenoase cu mediul sunt hibride, respectiv 1335 de unități în scădere cu 4,2% în comparație cu perioada ianuarie-aprilie 2019. Deși după primele patru luni din 2020 piața auto este în scădere puternică, această categorie de autoturisme registrează un volum în creștere totală de 7,2%, comparativ cu primul trimestru al anului trecut. Pe subcategorii consemnăm o creștere importantă de 27,7% la autoturismele full electrice și una mult mai consistentă de 75% la cele plug-in, se arată în analiza APIA. Potrivit statisticii efectuate de APIA, la nivelul lunii aprilie s-au vândut 247 de autoturisme verzi în scădere cu 21, 1,8% comparativ cu luna aprilie anului anterior, când s-au comercializat 316 unități. O altă analiză de interes este și evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală. După 4 luni din 2020, acestea reprezintă 24,4% din totalul achizițiilor realizate în acest an.